Bun, avem, doamnelor și domnilor, două documente, o să vi le arătăm imediat. Primul document este extrem de interesant și important. Este o ordonanță datată din 23.09.2019, emisă de procurorii care anchetează, procurorii DICOT care anchetează acest caz, în speță doamna Oana Andreea Schmidt-Hăineală, procuror șef al secției de combatere a criminalității organizate. Pe noi ne interesează mai puțin tot corpul acestei ordonanțe. Ceea ce ne interesează este că din ordonanță aflăm foarte clar că familia Alexandrei Măceșanu a făcut o serie de cereri, doamnelor și domnilor. Cereri de audiere a unor martori, cereri de confruntări între martori și, familia lui Dincă și așa mai departe. O serie de cereri care au fost toate respinse. O cerere cheie, doamnelor și domnilor, este următoarea, la punctul G în ordonanță. Efectuarea unei expertize științifice, experiment, privind arderea unui cadavru în condițiile descrise de inculpat. Așa suna una din cererile pe care au făcut-o prin avocat familia Măceșanu. În rezoluția domnilor sau doamnelor procurori DICOT, la punctul G, respingerea cererii ca fiind contrară legii. De ce au spus ei că ar fi contrară legii? Domnule, ci că profanare de cadavre. Ok, este în regulă, rețineți documentul. Ei au respins oficial această cerere de experiment științific. Să se vadă dacă în butoi poate să ardă un cadavru în condițiile mărturisite de Dincă. 23.09, rețineți data. Ceea ce veți vedea acum pe ecran este o altă cerere în același sens, făcută de avocatul familiei Melencu, domnul Tonel Pop. Îl salut pe domnul Tonel Pop, bună seara, ca să vedeți cum și-au înghițit răspunsul. În a doua cerere, care e de fapt prima în ordine cronologică, în data de 3-a 8-a, avocatul Tonel Pop cere următoarele lucruri. De îndată să se treacă la dispunerea și efectuarea unui experiment judiciar reconstituire privind arderea unui cadavru de animal comparabil cu constituția victimelor în modalitatea indicată de inculpatul Gheorghe Dincă și cu adausurile de materie inflamabile precizate de către acesta în conformitate cu articolul 193 și așa mai departe. La această cerere, ce să vezi, înțeleg de la domnul avocat, n-au răspuns nici până astăzi. Deci la familia cumpănașul răspund, domnule, profanare de cadavre se respinge. Dar la cererea domnului avocat Tonel Pop făcută cu mult înainte, 2 luni și jumătate înainte, domnule, era vorba de un animal. N-au primit răspuns sau ați primit între timp, domnule avocat, răspuns? Nu, n-am primit niciun răspuns la niciuna din cererile formulate privind probele solicitate. Deci am mai multe cereri cu mai multe puncte, subpuncte. La niciunul din puncte, subpuncte, la nicio cerere, n-am primit niciun fel de răspuns de multe luni de zile. Bun, dar acest experiment l-ați cerut dumneavoastră, l-a cerut și familia Măceșanu. Eu înțeleg că e cheia. Eu l-am cerut printre primele aceste... E cheia întregului caz, nu? Da, este cheia. Și am explicat, vedeți că nemai existând această chestiune cu cadavre de om, cu ilegal, au preferat decât să accepte, mai bine să nu răspundă. N-au răspuns și atunci întreb, dom'le, de ce nu răspundeți sau de ce nu fac un experiment? Să ne lămurim dacă în condițiile indicate de Dincă se putea arde un cadavru așa cum el explică. Ce au ei de pierdut dacă fac pur și simplu un experiment? Încă o dată vedem cererile. Cererea familiei Măceșanu, unde se vorbea despre experiment științific, ardere cadavru, respinsă de doamna Hăineală, pe motiv că ar fi profanare de cadavre, dar cererea făcută de domnul avocat Tonel Pop cu 2 luni și ceva înainte, în care nu vorbea despre cadavru uman, ci despre un animal care să aibă, parametri, ca să spun așa, cam identici cu victima, domnule, nu primește niciun fel de răspuns. Foarte interesant.